Mai nu am trebuit de atenție, vă facem așa pe 37 de oameni ai străzii s-au bucurat de mâncare gătită. Asta datorită acestor liceeni care au pus fiecare bani, au cumpărat toate cele necesare și s-au apucat de gătit mai multe feluri de mâncare. Maria are 17 ani și a fost bucătar șef pentru o zi. A mai gătit și acasă paste, așa că nu i-a fost deloc greu să-și coordoneze echipa din bucătărie. Paste, de fapt acum facem sosul de la paste. Paste cu ce? Paste cu ciuperci și... Călim ceapa, mă rog, facem ingredientele aici. Ai mai gătit până acum? Da. Da, fac acasă. De toate. Facem mâncare foarte bună, să știți. Mai ales prăjituri. Ajutoarelor de bucătar le-au dat lacrimile curățând la ceapă, dar concluzia a fost aceeași pentru toată lumea. Mai bine la cratiță decât la școală. Ai de ceapă? Da. Sau spune rău că nu ești la școală acum? Mai bine ești decât la școală. Ești săptămâna altfel? Da, suntem în săptămâna altfel. Fiind săptămâna altfel, diriginta și-a felicitat elevii pentru inițiativă. Suntem astăzi aici pentru a pregăti mâncare pentru niște oameni ai străzii. Copiii sunt deosebit de entuziasmați, au participat în număr mare, deși sunt destul de obosiți pentru că am fost într-o excursie de documentare la București, la Măgurele, la Institutul de Fizică Atomică și au planificat în urmă cu o lună de zile aproximativ activitatea de astăzi, au strâns și bani, au plătit toate cumpărăturile, doar că au vrut neapărat să și pregătească, să se implice personal în pregătirea hranei pentru ziua de astăzi. Am discutat în mai multe rânduri la școală ce am putea să pregătim, cum să facem, ce cantități ar trebui cumpărate și am făcut așa o listă de cumpărături, cum se întâmplă, după care astăzi au venit să pună în practică ceea ce am pregătit în urmă cu de-a lungul unei luni de zile. Cu grijă ca ceapa din tigaie să nu se ardă, Maria a dezvăluit rețeta preparată de ea, colegii de liceu și copiii instituționalizați. Am curățat cepele, le-am spălat, am pus cam 5 cepe pentru 30 de persoane, sunt mai mulți cei, 9 de ciuperci, 9 borcane, cam așa, spălate și ele bine și apoi le-am călit cu ceapa. O să venim cu 4 borcane de bulion, depinde dacă mai trebuie mai completăm cu puțină apă ca să nu fie foarte gros sosul. O să mai punem condimente, oregano, cimbru, piper, sare, evident. Și cam asta e, la final punem câteva feluțe de usturoi și casei de gust și cam atât. Și poftă bună! Fiecare dintre copii a avut o contribuție la prepararea hranei pentru oamenii fără adăpost. Unii au mers la cumpărături, alții au adus ingredientele, iar alții au gătit. Iar seara au mers să ducă preparatele oamenilor străzii. 37 de persoane s-au bucurat să mănânce o masă caldă.